suntem la o nouă emisiune Restituiri Istorice și am plăcerea să port o discuție cu domnul colonel Liviu Groza. În cadrul acestei emisiuni, aș dori să-l rog pe domnul colonel Liviu Groza să ne vorbească despre participarea elevilor de la școala normală din Caransebeș, cum au ajuns să lupte în detașamentul Băuliș. Da, întrebarea este foarte binevenită, dar aș vrea să scot în evidență starea de spirit care exista în școala normală din Caransebeș. Era o revelație seara, când se făcea apelul de seară, pentru că marea parte a elevilor erau internați, în internat, și zic la apelul de seară, după apelul de seară, cântau Tatăl nostru sau lumea deja era venit în stradă să-i asculte pe ei. Era o unitate de vedere, era o solidaritate între elevi, fapt care determină această colaborare, această unire sufletească să fie foarte benefică. Aș mai scoate în evidență o problemă. La începerea războiului, celul de-al doilea război mondial, școala a fost eliberată, pentru că în clădirea școlii normale a sălășluit spitalul militar de zonă interioară. A fost ceva deosebit de dureros pe o platformă al așa numitului Berkovici, se aduceau răniții de la gară și se puneau pe tărgi în curtea școlii normale. Ceea ce era interesant, veneau medicii și făceau trierea. O parte din răniți erau duși direct în saloane, sălile de clasă transformantă în saloane, alții direct în sala de operație și oarecare parte din ei, a căror inimă nu mai bătea, a rămas pe loc, fiind transportați în cimitirul eroilor din Caransebeș. La Radna funcționa școala de subofițeri. Și în iureșul războiului, o bună parte din elevi au fost duși la această școală de ofițeri de rezervă, ca ulterior această școală să se transforme în detașamentul Tăuliș, ceea ce scoate în evidență că ei au participat efectiv la luptele respective. De ce spun aceasta? Pentru că după 23 august, trupele fasciste și maghiare au vrut să ocupe România și au atacat cu forțe superioare pe Valea Someșului, a Crișului, a Mureșului, a Caraşului și a pe Dunăre. În zona defileului Mureș, a atacat divizia maghiară Budapesta. Așa s-a născut acest detașament Păuliș, care a oprit înaintarea acestei divizii Budapesta. Ne puteți da câteva nume de elevi care au de la școala normală din Caransebeș, care au participat în luptele de la Păuliș și dacă se poate să prezentați câteva dintre faptele lor eroice? Dar cum să nu? E vorba de din numele destul de multe. Ele s-au cam pierdut datorită faptului că elevii școlii normale, participanți la detașamentul Păuliș, au trecut la cele veșnice și sunt greu de găsit. Aș aminti Straian Nicolae, Grozav Achim, Miulescu Traian, Voin Nicolae și, bineînțeles, Sinitean Emil. Faptele lor sunt înscrise în Cartea de Aur. De fapt, o să prezentăm aceste cărți care au fost scrise despre detașamentul Păuliș,
pentru că, într-adevăr, numele lor s-a acoperit de glorie. Aș aminti pe obrejanul Grozav Achim, care era artilerist și cu sânge rece deschidea focul, ochit perfect asupra tancurilor dușmane, fapt care determină ca ele venind în coloană, a fost suficient dacă primul tank a fost nimicit, automat celelalte nu mai puteau să înainteze, deoarece terenul nu permitea acest lucru. Ceea ce este interesant, faptul că după ce Achim Grozav lovea tankul respectiv, tankiștii ieșeau afară ca să lupte ca infanteriști. Misiunea lui Grozav era și aceasta, de a trage în soldații dușmani, tankiștii care ieșeau din tankul distrus cu precizie matematică de către Grozav Achim. Bineînțeles că faptele lor sunt descrise cu multă plăcere și cu multă duioșie, pentru că ei s-au acoperit de glorie, au știut să lupte, au lăsat condeiul de învățător, absolvent al școlii normale din Caransebeș, și-au pus mâna pe arme și-au luptat vitejește pentru apărarea gliei strămoșești. În cadrul acestor elevi a căzut la datorie Emil Sinitean. Cunoașteți momentul în care a fost răpus de gloanțele vrăjmașe? Da, am cunoscut pe profesorul Dumitru Susan. El a scris mai multe cărți despre detașamentul păuliș și, printre altele, mi-a vorbit și despre elevul Emil Sinitean. Era un elev foarte silitor, frumos ca bărbat și inteligent. În momentul în care frumusețea și gingășia lui a trebuit să pună mâna pe armă, el s-a transformat total și a devenit un soldat conștiincios care trebuia să-și facă pe deplin datoria. A căzut eroic într-o misiune de cercetare. Zona respectivă era împânzită sau era plină de lanuri de porumb și el trebuia să meargă, să vadă ce se întâmplă în față, unde este dușmanul, ca să poată automat să vină trupele detașamentului păuliș ca să distrugă focarele respective. În noianul acesta de activități pe care el le desfășura, a fost înconjurat de o patrulă dușmană, a luptat cu arma în mână și, bineînțeles, un glonț l-a lovit și a căzut la datorie, mândru în același timp că el, prin faptele sale, și-a împlinit misiunea pe deplin. La activitatea din 7 martie de anul acesta, de la Liceul Pedagogic din Caransebeș, l-ați avut ca invitat pe domnul profesor Nicolae Străian. Ați putea prezenta câteva aspecte din viața domniei sale? Da, într-adevăr, eu l-am cunoscut fiind elev la școala de aplicație și l-am avut pe profesorul Nicolae Străian, atunci elev la școala normală, l-am avut ca un fel de îndrumător al meu, pentru că fiecare elev de la școala de aplicație avea un elev care supraveghea și îl făcea teste pedagogice, psihopedagogice cu acești elevi. Și, bineînțeles, am fost îndrumat foarte mult de activitatea lui și felul lui de a fi, avea o poziție și avea cunoștințe solide în ceea ce privește psihopedagogia. Și acest lucru m-a determinat să mă apropii foarte mult. Anii care au trecut, sigur că l-am trecut în uitare, să zicem așa, dar în același timp știam foarte mult despre fratele său,
care a fost un specialist cardiolog și care și-a găsit sfârșitul într-un tragic accident de circulație, ducându-se la un congres pe teme cardiologice. Sigur, am aflat după aceea că iese la Lugoj, profesor de matematică. Situația lui a fost foarte interesantă. El a urmat Academia Teologică din Caransebeș, după care a urmat Facultatea de Matematică, s-a căsătorit cu fiica profesorului Noaghea, primul profesor de limba română de la Traian Doda, cu toate că Noaghea era specialist în matematică, dar neavând la 1919, nefiind suficienți profesori, el a fost profesor de limbă română, deci a intrat într-o familie foarte dotată, bine pusă la punct, cu dragoste față de țară și în mod deosebit de orașul Caransebeș. Așa m-am gândit ca la desfășurarea activităților la liceu pedagogic, școala altfel, într-adevăr să fac o surpriză. N-a știut nimeni de prezența acestui om, absolvent al școlii normale din 1945, și bineînțeles că a acceptat, la vârsta lui de 90 de ani, a acceptat cu plăcere și cu multă bucurie să vină la Caransebeș. Sigur, în momentul în care eu l-am prezentat în fața profesorilor și a elevilor, în această desfășurare școală, altfel, toată lumea a rămas înmărmurită, nu se așteptau la o asemenea surpriză deosebit de plăcută. Și mai ales că era un bun orator și a început să vorbească despre prezența lui în școala normală, cum se desfășurau cursurile, după care, bineînțeles, ne-a vorbit foarte frumos despre activitatea colegilor săi în detașamentul Păuliș, pentru că a făcut parte din acest detașament și foarte frumos a fost, a prezentat o serie întreagă de documente, o serie întreagă de diplome, decorații, pe care el le-a primit în urma activităților luptătoare de la detașamentul Păuliș. Eroilor de la Păuliș li s-au acordat ordine și medalii. Ați putea să prezentați câteva dintre acestea? Am adus aici, prin bunăvoința doamnei Miulescu, mi-a dat o serie întreagă de documente, de brevete de decorații, pe care le vom prezenta. Și sigur că sunt deosebit de frumoase și în același timp, iată un afiș aici mare, în care se scoate în evidență că detașamentul Păuliș a luat ca deviză aceleași cuvinte spuse de la Mărăști, Mărășești, și au spus, pe aici nu se trece. Elevii detașamentului Păuliș au spus și ei la rândul lor, nici pe aici nu se trece și într-adevăr nu s-a trecut. Nu aș vrea să închei înainte de a ne prezenta câteva momente despre eroina Elena Chiriță. Da, este un moment emoționant, foarte emoționant. Elena Chiriță a fost o tânără care a fost angajată ca la farmacia spitalului din Lipova. Și văzând ea că pe frontul de la Păuliș cad foarte mulți răniți, nepansați, pentru că personalul sanitar era destul de subțire, a hotărât să-și ia o geantă de sanitar și să plece pe front. Sigur, a luptat și ca sanitar și ca luptătoare, că nu de puține ori ea punea mâna pe armă și lupta alături de elevii detașamentului Păuliș și a batalionului 96 infanterii din Caransebeș, care a fost detașat la acest detașament Păuliș
ca să facă față luptelor crâncene care au avut loc în zona respectivă. Terminându-se luptele cu victoria deplină a detașamentului Păuliș și a batalionului 1 din regimentul 96 Infanterie, batalionul se atașează regimentului, celorlalte batalioane, și pleacă pe front în Ungaria, bineînțeles însoțit sau participând efectiv această tânără fată, Elena Chiriță, din Susenii de Argeș. Interesant firul vieții ei. În noaptea de 30-31, 1944-45, când oamenii ridică cupațe de șampanie și își urează anul nou și cu sănătate și cu fericire, lângă ea cade un proiectil, sau mai bine zis, explodează un proiectil de aruncător și îi rănește amândouă picioarele. Este transportată în spitalul din Lipova și la 1 martie, când toate fetele din România primesc un mărțișor ca semn al dragostei și al bucuriei și al dăruirii față de persoanele dragi, Elena Chiriță este dusă în sala de operație și se amputează un picior. În 8 martie, vedeți, sunt zile marcante, 31 pe 1 martie, în 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, Elena Chiriță este transportată din nou în spital, în sala de operații, și se amputează al doilea picior. Dar, apare acest cuvânt dar, care niciodată nu este acceptat, inima ei încetează să mai bată. Este înmormântată în cimitirul eroilor din Radna, la școala, înapoi a școlii de ofițeri. Și ce e interesant, comandantul regimentului propune înaltului stat major să fie citată pe națiune. Iată, aici avem fotografia sergentului Elena Chiriță. Aici este în original documentul prin care ni se arată faptele de vitejie de pe câmpul de luptă, ce a făcut și ca sanitar și ca luptătoare, iar aici este adresa prin care se înaintează raportul prin care se cere să fie citată pe națiune. Iar aici este ordinul de zi al regimentului 96 Infanterie, prin care este citată pe ordin de zi pentru faptele ei eroice. Iată că avem atâtea exemple de femei luptătoare care se alătură pe deplin Ecaterinei Teodoroiu și altor și altor femei care au știut să lupte cu străjnicie, au știut să-și dea viața pentru libertate, pentru pace și bunăstare. Iată un exemplu care se alătură pe deplin celorlalte nume din Cartea de Aur a eroilor neamului românesc. Vă mulțumesc, domnule colonel Liviu Grosa, și mulțumim de asemenea domnului Doru Călina pentru că ne primește cu atâta căldură de fiecare dată în studioul dumneavoastră.